Bună tuturor, Cătălina sunt, iar voi urmăriți Loving Podcast. Astăzi ne aflăm în cabinetul lui Ovidiu Young, care este instructor internațional Theta Healing, life coach și terapeut. Ovidiu, bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a participa din nou în acest podcast. Bine te-am găsit și eu și eu îți mulțumesc pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Sunt foarte bine, foarte activ în ultima vreme, încă am vibe-ul de vară. Încă pe vară, dar trecem la toamnă și începem activitatea în plin. Absolut. Astăzi te-am invitat pentru că aș vrea să discutăm despre cum să avem o relație sexuală împlinită în cadrul relației de cuplu. În cadrul relației de cuplu. Da, și de aceea aș avea nevoie un pic de ajutorul tău să vedem, să stabilim ce facem și cum facem pentru a fi cât mai fericiți și din punct de vedere sexual în relația de cuplu, pentru că de multe ori se întâmplă ca relația sexuală să cadă cumva pe locul 2, mai ales dacă suntem într-o familie, formăm o familie și avem copii. Cumva ni se duce toată activitatea sexuală mai pe planul 2, pe planul 3. Ce asta facem? Vreau să zic, se duce și mai jos de planul 2 de multe ori. Am observat asta în experiența de cabinet. Însă, bine e să nu se ducă pe niciun alt plan în afară de primul plan, în care include mai multe, desigur. Și este un subiect astăzi din ce în ce mai discutat și asta este bine, spre deosebire de acum 10, 15, 20 de ani, când era un subiect tabu. Urmele însă se văd. Sunt destui oameni care încă nu discută acest subiect. Și atenție, nu discută în primul rând în cuplu. Așa e, da. Ei bine, nevoia sexuală de fapt nu este doar o nevoie sexuală. Este o nevoie totală și fizică și energetică și chiar și spirituală, pentru că este vorba despre acel împreună. Conexiune dintre cei doi. Absolut. Este vorba despre această conexiune care este necesar să fie la toate nivelurile, mai ales, evident, la oamenii activ sexual. Și atunci este necesar să înțelegem că nu este un subiect tabu. Nimic din viața ta nu este un subiect tabu în cuplu. Exact așa cum mănânci, așa cum dormi, exact așa ai și nevoie de actul sexual în sine. Absolut și nu oricum. Și nu oricum. Și nu cu oricine, cu cine vrei. Și să-ți placă să te împlinească. Și dacă vorbim de actul sexual în relația de cuplu, gândește-te că actul sexual până la urmă este o exprimare a relației. Uh-huh. Este o exprimare a felului în care tu te simți și te poziționezi în acea relație. Este o exprimare până la urmă a emoțiilor tale și a emoțiilor partenerului tău totodată. Este o cale extraordinară de a comunica și la nivel subtil și la nivel intim. Foarte bună. Ce frumos spui. Da, și exact cum ai zis și mai devreme, oamenii încă au preconcepții când vine vorba despre sex, pentru că era, cum ai spus și tu, considerat un subiect tabu, dar totodată, nu știu, oamenii făceau sex doar pentru a procrea, adică până într-acolo trebuie să mergem. Făceau sex pentru a procrea, făceau sex pentru plăcerea unuia dintre parteneri, de multe ori și de cele mai multe ori, și nu pentru plăcerea mândorura. Dar știi că în trecut se zicea că dacă un bărbat satisface femeia, nu mai știu cum era vorba aceea, că nu e bărbat sau ceva de genul, adică era ceva rău să ajungi să împlinești femeia din punct de vedere sexual. Tocmai de asta Casanova a avut așa mare succes. Da. Așa este. Da, era o mentalitate rudimentară în care bărbat însemna să fii dur, să fii agresiv, să fii lipsit de sensibilitate sau dacă o ai să nu arăți. Și atunci, practic, în pat se arată sensibilitatea asta și vulnerabilitatea. Exact. Și bărbații erau educați și mai sunt unii și astăzi, la fel, Doamne, nicio problemă. Exact, Doamne ferește. Să nu dai de ei. Da. Care nu doar că sunt egoiști și că nu se gândesc la satisfacția sexuală a partenerului, sunt educați să nu-i arate cine sunt ei. Și atunci, automat, faci sex cu ea doar mecanic și nu te interesează satisfacția ei. Uh-huh. Nu te interesează. Așa era înainte, într-adevăr. Existau lucrurile astea, exista un fel de barbarism sexual, dar un barbarism sexual egoist, unilateral. Da, nu vreau să dăm senzația de altceva, dar aș vrea să discut un pic și despre implicarea religiei de-a lungul timpului
deja râs din punctul ăsta de vedere, pentru că, după cum știi, religia a indus cumva ideea că sexul este ceva murdar, că nu se face, că se face doar pentru procreiere. Tu de ce crezi că s-a întâmplat lucrul ăsta și ce repercursiune a avut de-a lungul generațiilor? Au și astăzi. Au și astăzi. Au și astăzi foarte multe. Îmi vin aici în cabinet oameni cu credințe și convingeri limitative religioase, dobândite din partea religioasă, fie că este mai puțin inspirată, exprimată de către prelați sau așa mai departe, fie că este eronat înțeleasă chiar de persoană sau din familie. Deci, religia are un rol foarte important și astăzi în societate și în toate relațiile pe care le avem. Și acum poate sunteți dintre voi care vă gândiți, da, eu nu mă duc la biserică, n-am treabă. Ba da, ai treabă, că ai avut niște părinți, ai avut niște bunici care ți-au implementat niște programe, niște credințe și convingeri limitative. Ei, neavând informația pe care o avem noi astăzi, se raportau foarte mulți la biserică. Și să nu uităm, mai ales femeile, mergeau și încă merg la biserică și atunci luau niște învățăminte de acolo exprimate sau înțelese într-un mod nefavorabil. Biserica a făcut chestia asta, fără să fiu nici eu vreun expert în religii, cu toate că folosesc și sunt la curent cu ce se întâmplă în mai multe culturi, nu doar în religia ortodoxă. A făcut lucrul ăsta pentru că erau alte vremuri și aveau nevoie să controleze cumva oamenii de la cele vremuri. Și atunci cumva s-a dat, cum am, hai să spunem așa în termenii noștri moderni, un guideline. Da? Și a zis, băi, ăștia sunt sălbatici, sunt răsesc taliban, dar nu zic, sunt așa. Cumva sunt, să-i cizelăm, să-i da, aducem... Și nu putem decât cumva instaurându-le frica. Și aici este de fapt răspunsul. Pentru că a fost nevoie de această frică. Nu judecăm, nu condamnăm de ce, pentru că nici nu aveau uneltele necesare la vremea respectivă să influențeze masele. Atunci, prin religie, știm foarte bine că o spune istoria, nu o spunem noi, s-au influențat foarte multe lucruri. Era politica de atunci, erau vremurile de atunci, au fost războaie în numele religiei. Nu criticăm religia și că atenție, că de asta, uite, poate nu întâmplător am în spate și Biblia și Coranul. Adică spiritualitatea e una, modul în care este implementată ea este alta. Exact, și înțeleasă. Și ea, din punctul acesta de vedere sexual, evident, ia gândiți-vă, pe vremuri nu aveai metodele contraceptive de astăzi. Și atunci ce spunea la Biblie? Sau ce spuneau cei care propovăduiau, eu știu, asta? Că e păcat, că e murdar, că nu e bine, că prea curvești. Dacă da, asta e, nu poți să nu râzi, n-ai cum. Așa, precurvești dacă nu te măriți virgină. Da, dacă nu faci sex doar în cadrul căsniciei. Da, da, deci trebuie să faci după. Și eu am chiar în familia mea mai depărtată, să zic, de nivelul străbunicilor, în care se căsătoreau și făceau un sex oribil de altfel în prima seară, că n-aveai, dacă n-aveai cultură sexuală, n-aveai educație, erai și tânăr. Nu vreau să știu ce ești acolo. Nu ești abil. Așa, ok? Deci nu s-a întâmplat asta acum 1000 de ani. S-a întâmplat în România și acum 30 de ani, cum ar veni. Da. Așa. Și atunci s-au rămas cu niște credințe și cu niște convingeri foarte jos vibraționale, de fapt, din punct de vedere spiritual, legat de sex. Pe când sexul ar trebui să te împlinească exact cum ai spus și îți crește energia efectiv dacă este conexiunea care trebuie între cei doi parteneri. Am avut în module de meditație online pe care le fac lunar, da? Am avut două module anul acesta pe feminitate, deci doar pentru femei. Evident că am lucrat energia sexuală și am vorbit de sexul sacru. Am vorbit de sex ca formă de energie care nu exclude pe cea fizică, exact, sub nicio formă. Se întrepătrund și lucrurile astea și practic la un moment dat am spus cuiva care așa mai abrupt am spus în mod intenționat să mă distrez puțin că să faci un sex în prinție înseamnă evoluție spirituală. Și a râs așa, dar nu era de râs, pentru că este un adevăr. Păi exact așa e, cu cât ești mai ridicat, să zic așa, din punct de vedere spiritual și energetic, normal că cu atât sexul este de o altă calitate. Inclusiv Biblia zice, iubește-ți aproapele. Ca pe tine. Și, exact, da. Și iubește-te pe tine, pentru că ești scânteia lui Dumnezeu. Da.
Păi cum, mă iubesc așa doar un deget? Că nu am exact înțeles. Exact, și alte părți ale corpului. Nu, restul nu știi, adică mă iubesc doar așa, când merg la job, când fac bani și nu știu ce fac. Nu, mă iubesc înseamnă să fiu în acceptare cu toată ființa mea. Dacă eu ca spirit, ca suflet, am ales să mă întrupez într-un corp fizic și trăim această viață, noi trăim să ne bucurăm de tot ceea ce există, nu doar de o parte. Și atunci, în relații, partea sexuală nu numai că nu este ok să fie tabu, dar trebuie ridicată la alt nivel. Practic, avem posibilitatea astăzi, prin informațiile pe care le avem, fiecare, inclusiv cei care se uită la acest podcast, să discearnă pentru el. Nu trebuie exact să ia de bun tot ce zic eu. Ia în ritmul tău. Da? Dar atenție, nu poți să-mi spui că iubirea de sine, că acceptarea, că virgulă cunoașterea partenerului și integrarea lui ta, și cunoașterea ta și integrarea lui în viața de cuplu este un păcat. Evident că nu este. Și țin neapărat să fac această precizare. Din punctul meu de vedere, fără să fiu un specialist, orice scriere sfântă trebuie citită cu atenție și ca o frumoasă metaforă. Pentru mine Biblia este o frumoasă metaforă, trebuie să o știi, să o înțelegi, pentru că altfel dacă luăm de acolo ar însemna că trebuie să mă căsătoresc cu o femeie virgină. Nu o să fac niciodată asta. Nu știu pe unde mai găsești de punctul care să fie. Da, exact, presupunând că ar exista ceva de genul. Da, și de vârsta ta sau măcar apropiat, sau măcar cu 10 ani mai tânăr, dar totuși să fie. Da. Am să știi două cliente care sunt virgine. Cumva da, adică de ce? Pentru că sunt într-o cultură musulmană, e foarte interesant. Și când se mărite, ele trebuie să fie virgine, da? Adică deci nu trebuie să aibă himenul rupt și așa mai departe, că nu e nimeni. Așa. Dar ce fac este că fac altă formă de sex, alte forme normal, de sex. Normal că cumva trebuie să. Logic. Deci nu știu să spun dacă se numește că e virgine sau nu, dar nici măcar în acea cultură, că de fapt râdem glumind, de asta vreau să subliniez, nici măcar într-o cultură mai restrictivă nu se mai acceptă deja ca sexul să fie pus undeva deoparte, ca și cum e urât și nu e parte din relație, exact. Da. Și cred că oricum în timp o să se schimbe și în celelalte culturi. Eu așa văd lucrurile, pentru că cum s-au schimbat la noi de-a lungul timpului, cumva o să evolueze și ei într-o direcție. Da, și ai 100% dreptate și deja se întâmplă asta. Eu, calitatea mea de terapeut și life coach, evident că discutăm despre toate aspectele, de-aia putem să vorbim despre orice. Și ăsta este unul dintre ele și mă și documentez. Și acum vreo 2 ani există s-a existat pe Netflix un documentar legat de partea asta de cultură sexuală din cam toate civilizațiile actuale. Da? Că vorbeam de Germania, că vorbeam de Japonia, că vorbeam de alte țări europene și mai departe. Cristiana Mampur, un jurnalist excepțional, o femeie, toată puterea cuvântului, la cred că probabil un peste 50 de ani, a făcut acest documentar excepțional în mai multe serii. Iar eu personal am contactat-o și am vorbit cu ea. Serios? Da. Foarte m-a acceptat, m-am bucurat că a vorbit cu mine, chiar și-a zis că nu, de obicei accept așa, că l-am contactat-o pe Facebook. Și am scris acolo ce am observat și vreau să-i spun niște lucruri pe care și le-am discutat. Și ea este jurnalist la CNN în continuare. Mi-a spus că lucrurile sunt în schimbare și că inclusiv acolo unde nu se discuta și era o teamă și o cultură care spunea nu discutăm despre sex, nu facem asta decât cu perdea, lucrurile nu mai sunt așa. Lucrurile nu mai sunt așa și mai ales evident în generația mai tânără. Deci în generația care să zic astăzi, ea vorbea de generația care astăzi să zic ar avea cam spre 30 de ani chiar. Deci lucrurile deja sunt în schimbare masiv. Da. Da? Nu mai. E normal. E normal. Până la urmă, libertatea de exprimare. Aveam eu un coleg care a spus când lucram în corporații, i s-a cenzurat să nu spune ceva la o ședință. Și zice, au murit oameni la Revoluție ca să spunem adevărul. Exact, da. Măcar pentru asta să fim recunoscători râde, și să ne permitem. Exact, râdem, glumim și ai văzut și tu în comentarii că au primit foarte multe aprecieri podcasturile noastre și ale tale. Și chiar am întrebat pe cei care au venit la mine de ce se uită la podcast. Și au spus, mă uit la podcast pentru că acolo parcă sunteți mai natural și puteți să vorbiți liber. Exact, te exprimi liber și zici exact ceea ce simți să transmiți. Da. Ce crezi tu că înseamnă sau cum vezi tu actul sexual din punct de vedere spiritual? Pentru că fizic știm cu toții ce implică.
Unii nu știu nici fizic. Mă rog, decât așa sumar, dar e ok, nu judecăm pe nimeni. Nu, așa este. Unii încă nu au această cultură sexuală pentru că vin din anumite zone și familii unde nu au această educație. Dar, din punct de vedere spiritual, sexul nu este altceva decât o împreunare firească a trupului, a spiritului și a sufletului. Din zona asta spirituală spunem așa, Dumnezeu este iubire. Dacă Dumnezeu este iubire, în primul rând, Dumnezeu nu te bate, da. Apropo de multe. Nu te umilește, nu te pedepsește, exact. Și nu-ți face multe altele. Da, nu ți-a omorât, mă scuzați, nici partenerul, nici copilul, da, nu face Dumnezeu, da. Aia altă treabă. El este iubire. Dacă El este iubire, El este și acceptare. Iubire în afara acceptării, iubire adevărată vorbim acum, da? Nu că m-am îndrăgostit de cineva sau doar țin de la cineva. Dar într-o iubire adevărată, practic, nu poate, o iubire adevărată nu poate exista în afara acceptării. Acceptarea, cum am spus și mai devreme, nu înseamnă că accept doar un deget, nu înseamnă că fac sex pe întuneric, nu înseamnă că mi-e jenă de corpul meu. Și sau anumite părți ale corpului. Exact. Și nu înseamnă că am prejudecăți. Acum, sigur, fiecare să facă ce simte cum simte. Dar când ești cu partenerul tău, mă, ești un tot. Exact. Nu există. Deci există și astăzi situații în care mi-e rușine de partenerul meu să nu fac aia, să nu vadă aia. Cum? Unde este iubirea aici? Și da? Acceptarea de care spuneai. Și acceptarea. Și mai ales astăzi, când nu mai ești defavorizat de o cultură pe care o aveai înainte. Că înainte cumva lucrurile se făceau din acele credințe și convingeri meditative din subconștient care te rulează astăzi și care spunea, cum ai spus și tu, că bărbatul dă prost dacă își satisface femeia. Ei, astăzi bărbatul dacă nu satisface femeia, femeia își găsește altul. Și invers. Este simplu. Da. Da. Ovidiu, spune, bărbații și femeile au nevoi diferite din punct de vedere sexual, că tot se spune că bărbații au nevoie de mai mult sex, femeia are nevoie de mai puțin sex. Cum stau lucrurile din punctul tău de vedere? Cumva da, sunt niște nevoi cumva diferite, cu mențiunea că e și de la caz la caz, adică mai vorbim în general. Foarte des fac precizarea asta, pentru că tot timpul se găsește ceva și nu e așa, că la mine e altfel, sunt de acord. Da. Există și posibilitatea să fie invers, da, adică există. Se întâmplă ca partenerii să nu aibă aceleași nevoi sexuale. Da. Bărbatul în general, mai ales un bărbat tânăr, sănătos, are nevoie de sex mai mult cantitativ, pe de-o parte. Femeia, cumva, fiind mai senzitivă, fiind mai amplă, inclusiv din punct de vedere al creierului, inclusiv din punct de vedere al simțirilor sexuale, are nevoie de un act sexual mai de calitate. Poate că nu se pupă de fiecare dată dorința cantitativă și calitativă mai mereu, așa, dar se poate ajunge așa la un consens, să zic. Și da, nevoile sunt diferite, da? Femeia are nevoie să se simte, e așa este în viața de zi cu zi. Și atunci, pentru o femeie contează un preludiu, pentru o femeie contează să o întrebi sau să afli. Bine, unele femei vor să simtă bărbatul în cafea sau un fum de sigară, dar nu se întâmplă prea des asta. Comunicați cu bărbatul și spuneți ce vă place. Exact aici vă înțeleg cât de important este să îl facem conștient pe celălalt de nevoile pe care le avem noi, pentru că dacă nu comunicăm, mai zis tu, nu o să dau în cărți să văd ce-ți place, când îți place și cum îți place, nu? Absolut. Adică... Nu, și dacă aș face asta, tot te-aș întreba. Ia, poate noi. Poate totuși mai ceva. Da, deci obligatoriu se comunică. Dacă vrei să ai o viață sexuală împlinită, deci chestia asta că, de asta spun în cabinet, îmi vin foarte multe femei și când vorbim de manifestarea sufletului pereche sau unui dintre suflete pereche, că sunt mai multe, și inclusiv de partea asta sexuală, ele, femeile vor să simtă, să mă simtă ce vreau, când vreau, cam obositor. Da. Cam obositor. Cam multă presiune pe umerii bărbatului. Pe un bărbat care totuși e mai mono, e alb-negru. Adică... Dar cred că de asta se fac și atât de multe clipuri și atât de multe discuții pe tema cum să satisfaci femeia. Știi? Adică asta e o întreagă anecdotă. Nu o să se termine subiectul ăsta. Niciodată. Așa. Ideea este că, da, e bine, mie îmi place că se discută, pentru că măcar se aduce în atenție. Măcar se aduce în atenție. Însă, e simplu, comunică. Exact, întreabă. Adică ce așa complicat, știi?
Poate să fie complicat pentru că te simți inhibat, pentru că, am spus mai devreme, vii poate vrei niște convingeri. Însă e cea mai simplă metodă și cu toate, să zic așa, capacitățile mele energetice, nu am găsit o altă metodă mai eficientă decât să comunici. Comunică și încearcă. Da. Vorbește și fă. E simplu. Ce impact are asupra unui om o viață sexuală nesatisfăcută în relația de cuplu? Adică dacă nu sunt împlinit din punct de vedere sexual, ce repercursiune are asupra mea în viața de zi cu zi? Pot fi de la foarte grave la grave. Adică oricum ar fi, da, nu e bine. E bine. Da, da, mai ales dacă are aceste nevoi. O să încep întâi cu, prin a spune că există cupluri care, pentru că la un moment dat viața sexuală nu este potrivită pentru ei, își inhibă acest lucru și rămân, că au copii, că sunt împreună. Acum, eu nu militez ca lumea să despartă, dar eu militez pentru soluții. Exact, dar nici să rămână nefericiți într-o niciun relație caz. Pentru copii sau pentru casă sau pentru un credit. Nu, acolo militez să se despartă. Adică dacă nu găsești soluții. Nu, întâi lucrezi relația, vezi ce poți să lucrezi și apoi, dacă nu, next. Nu, exact. Da. Însă, impactul este foarte mare. De ce? Pentru că, practic, tu îți renegi o nevoie și propria ta identitate. Nu e doar așa că sunt nervos că n-am făcut sex. Nu, nu e doar atât. Știi că se zice și asta. Este. Este și asta. Este și asta. Mai ales la femei cu apetit sexual mai mare. Da. Se zice... Nu o să zicem acum cum se zice, dar când sunt iritate, irascibile, nervoase, trântesc pe la birou și dau de pereți, ceva nu e bine. Ala e, cuvânt. Și o să zic un exemplu foarte fain aici. Era cineva odată la școală, bine, l-am auzit într-un clip, pur și simplu era o povestire a cuiva și avea o profesoară foarte nemulțumită, adică le punea numai note de 2, de 3, adică orice ar fi făcut copiii ăia nu erau buni și s-a gândit să o combine cu vecinul care era și el întâmplător singur și după ce cei doi s-au îndrăgostit și lucrurile au început să meargă, doamna profesoară era foarte veselă, foarte feminină, bună voitoare cu toată lumea, așa că o viață sexuală împlinită. Iată impactul! Iată impactul! Am avut și eu o colegă la job, era foarte bună din punct de vedere profesional, dar ea avea și era nimfomană și era foarte nervoasă în momentul în care nu primea cât dorea, mai ales. Bun, eu, și asta, o afecțiune se rezolvă, nu e nicio problemă, însă erau mulți colegi care atunci când aveam nevoie de ea trebuia să-i găsim pe cineva pentru că ea atunci funcționa cel mai bine. Cât să-și calmeze energia, să-și echilibreze energia. Absolut. Ca să poată să... Normal, e cumva firesc. Deci sunt niște implicații până la urmă fizică. Până la urmă este știință, da? Secrețiile hormonale din corp pot fi, să zic, favorabile în sensul că îți dau o stare de bine sau nefavorabile în sensul că îți dau o stare de stres și de toxicitate. Fiecare are și corpul fizic, contează și energia lui și în momentul în care ești într-un prag de nesatisfacție în zona sexuală, evident, în corpul tău nu se întâmplă ceva bun. Da? Și asta generează comportamente deviante, exagerate, stres, boli. Așa. Deci, și vreau să rămânem puțin aici. Da, există boli. Deci, nu îți cenzura. Pentru că aici rămăsesem, sunt persoane care își cenzurează nevoia sexuală. Nu face asta. A, ai nevoie de timp, ai ieșit dintr-o relație, vrei să te refaci, vrei să stai 6 luni, 3 luni. Ok, dar nu un an. Da. Nu, dar nu cum mi-a venit mie, 3 sau 4 în cabinet, da? Pentru că îți bați joc pe românește, că asta se întâmplă în final, de corpul tău. Sigur, poate nu știi, dar de-aia facem podcast. Da, exact. Da? Deci îți otrăvești lent, dar sigur, propriul corp. Și atunci este nevoie să ai parte de sex și până la urmă și de sex împlinit. Iar în relația de cuplu, hai să ne uităm un pic la istorie, că spunem că în spatele fiecărui bărbat puternic să afle o femeie puternică. Păi și cam cum influențau... Crezi că influența puternică bărbată, da. Cam da. Cum? Și cam în ce momente? Da. Da, dar asta se știe dintotdeauna, că războinicii, regii și așa mai departe, oamenii, bărbații care conduceau, aveau pe cineva, o soție, o cel amantă, una, o ceva, o... persoane de sex feminin care, dar știi că erau spioance care extrageau informații și foarte bune, da. Da, în timpul actului sexual, adică vedem asta și în filme și se mai întâmplă și astăzi. Da. Doar și că s-a schimbat peisajul. Cred că și, da.
Da, și bărbați, da, femeile sunt mai abile în zona asta. De fapt, femeile se folosesc mai bine de puterea lor sexuală decât bărbații, din punctul meu de vedere. Păi da, dar dacă mergem pe premiza că bărbatul e vânător și femeia, da, cumva e normal să fie așa. Da, nu mă deranjez. Da, okay, nu te deranjează nici în vestire. Ok, e da. Okay. Că veni vorba, cine trebuie să influențeze, inițieze actul sexual, bărbatul sau femeia? Ambii. Nu vreau limite aici. Citisem la un moment dat undeva că din punct de vedere anatomic și cum e făcut corpul, femeia poate să primească oricând și de aceea e important ca bărbatul să vină cu... Dar nu sunt de acord, îți dai seama că am zis să discutăm. Așa este, în general vorbind, bărbatul inițiază cumva. Bărbatul inițiază și este, hai să spunem, mai familiar. Eu nu vreau să zic mai fresc, mai familiar. Da, este, pentru că bărbatul are o excitație, poate să aibă o excitație cumva rapidă, instantă, da, gândiți-vă la partea fizică, femeia cumva e mai lentă, mai profundă, eventual. Bărbatul este vânător de-a lungul timpului, femeia stătea acasă, cum spui tu, primește. Da, doar că acum, scuze-mă, te-am întrerupt, schimbându-se puțin dinamica și rolurile, deja și femeia a intrat în partea asta și încep să se echilibreze lucrurile. Exact, de-aia am fost așa destul de fan și am zis, nu vreau limite. Da, da. Nu, nu vreau limite și nici nu mă deranjează dacă o femeie inițiază actul sexual și o să zic, ia uite și pe asta ce ușuratică e, da, sau alte și, lucruri. Exact, mai sunt și preconcepții de genul acesta. Da. Și în cupluri am mai întâlnit lucrul ăsta, că să vină el, știi, să nu pară ușuratică, să nu... Și mai e, și asta la începutul relației de cuplu, încă mai există preconcepția asta că nu o să zicem aici cum este, da, dacă ea vine către tine, știi? Da, 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 da. Adică femeile încă se ascund după, dar cum ai zici tu, acceptare, corpul tău, sunt emoțiile tale, dorințele tale, nu? Viața ta, divinitatea ta. Da. De ce tot fac paralela asta? Că mi-e place să și explic așa și sunt foarte transparent, nu manipulez lumea. De ce tot fac paralela între, și tu ai deschis subiectul, între sacralitate, între spiritual și sex? Pentru ca să mai spălăm puțin din imaginea asta murdară, cum că sexul e ceva acolo și e doar ceva fizic. Nu e ceva doar fizic. Și că veni vorba, tot așa citisem, într-o carte din asta mai spirituală, că sexul este... sau a fost înaintea meditației și oamenii din dorința de a căpăta liniștea aceea pe care o ai și claritatea pe care o ai în timpul actului sexual au căutat alte metode prin care să simtă în același fel și au inventat așa meditația. Adică meditația nu este altceva decât o formă de a-ți exprima sexualitatea și de a ajunge la claritatea pe care o ai în timpul actului sexual. Absolut, există meditații, că doar am spus, doar eu le-am făcut, da? Pe feminitate, nu pot să zic că nu sunt acum, da? Să nu credeți că vorbeam doar despre inteligența femeii și despre, eu știu cum să se vopsească. Nu. Așa, lucram pe toată feminitatea, atât pe toate arhetipurile, și pe femeia mamă, dar și pe femeia amantă. Exact. Da? Pe toate ceacrele, dacă vreți, mă rog, eu lucrez mai puțin cu ideea de ceacre, dar din toate punctele de vedere... Nu, femeia poate să inițieze. Eu lucrez destul de mult cu femei care nu inițiază actul sexual, din diverse motive, unele pe care le-ai numerat tu. Pentru că bărbatul ce-ar zice sau nu fac anumite forme de sex cu bărbatul lor. Vreau să zic și despre asta ceva. Ajungem, te rog. Zi acum. Citisem un articol cu o doamnă care vorbea despre cum era sexul în timpul comunismului. Și ea explica acolo că nu făcea decât sex poziția misionarului, pentru că alte forme de sex ea nu le practică, pentru că sunt murdare și bărbatul ei, dacă vrea să le facă, să meargă în altă parte. Da. E bine pentru bărbat aici. Da, da, dar adică mai zis tu, acceptarea aceea despre care vorbim, care ar trebui să fie totală la urma urmei, că dacă îl iubești, nu iubești doar o parte și anumite plăceri alea murdare. Deci eu zic așa, fiecare să-și curețe din credințele convingentative, să se adapteze la vremurile de astăzi, pentru că într-adevăr, dacă îi spun unei femei care astăzi ar avea, să zicem, 120 de ani, ar zice despre ce vorbesc ăștia, că nu înțeleg. Așa, așa se face. Aghiazmă. Da. Leapă mamaie de aici, că nu e bine. Ok, da. Unele. Unele, că erau și înainte. Da, să nu uităm, prostituția este cea mai veche meserie. O meserie foarte bună și astăzi. Că s-a putut, că erau... Adică... Restricțiile astea sexuale n-au fost tot timpul în istorie. N-au fost poate atât de la vedere ca acum, pentru că acum avem media și internet, dar n-au fost. Au fost perioade și perioade. Perioade în care, păi, metrezele, păi, curtezanele.
hei, era pe față. Da. Da. Geișele. Geișele. Adică la ce grad era dus. Și uite, mi-a plăcut marketingul geișilor, că le-au fost ridicate la un moment dat. Când zici geișe, deci vai, ceva elevat, iau, te parcă seamănă așa cu decorul din spatele tău. Da, dar de fapt erau tot... Tot aia, aceeași mărie cu altă părărie, mai bine marketată, în schimb, mai fină undeva. Mai elevată. Elevată, da. Mai elevată. Mai elevat în preludiu, în final acolo tot același lucru. Exact, da. Despre ce vorbim. Așa că spuneam mai devreme că sunt multe femei care nu inițiază. Nu, puteți să inițiați. Uh-huh. Puteți să inițiați. E adevărat. Ca proporție e bine bărbatul. Dar tu ca femeie, cu finețea ta. Da. Cu feminitatea, cu senzualitatea. Că nu o să aibă bărbatul senzualitatea femeii, știi? Niciodată. Adică... Da. Niciodată. Dă-i semnale. Adică acum nasus, acum gata, sări direct pe el. Nu, dar... Da, transmită-i. Exact, dă-i semnale să... Să se trezească rotițele. Unii mai ales trebuie să încurajați. Da, da. Mai ales pentru că sunt și bărbați care sunt, nici nu știu cum să zic, nu rușinați sau rușinoși, mai emotivi sau mai... Și. Da. Sunt și. Sunt bărbați care sunt timizi, sunt bărbați timizi, care sunt... Timizi, ăsta era cuvântul, da. Așa, da. Până la urmă e o trăsătură de... a personalității lor, poate să aibă din familie, ajută-l. Mai ales dacă îți place de el. Deci eu nu că nu înțeleg, când zic nu înțeleg în sensul că n-are sens. Da. Dacă îți place de el, lucrează cu bărbatul tău. Dacă îți place de el, lucrează cu femeia ta. Nu s-a născut învățat și nici nu vine dintr-o familie, mai ales dacă are părinți din zona erei comuniste, are de unde. Să decât autoeducație. Și dacă n-a fost în zona aia, ea a mai avut și o traumă pe la școală, pe la liceu, că l-a refuzat nu știu fată și s-a terminat. Ajută-l, învață-l. Exact, cum ai zis tu, mai ales dacă îți place de el. Da. Da. Tu ce părere ai? Crezi că, știi că atracția sexuală uneori se poate întâmpla din prima, da, și e indicat să existe, dar de multe ori există cupluri care nu au fost atrași din punct de vedere sexual așa la început și asta a venit pe parcurs. Sau n-a venit. Aici vă înțeleg. Vine sau nu vine dacă nu există de la început? Da, poate să vină. Acea chimie de care vorbim noi, acea atracție sexuală, de regulă vine mai de la început. Însă, da, poate să vină. De ce poate să vină? Foarte des aud că nu vine. Nu e valabil la toată lumea. De ce? Pentru că dacă ei sunt inhibați emoțional, ei practic nu se văd ca și parteneri total unul pe celălalt. Și vine unul dintre ei sau amândoi la terapeut, la coaching sau la ce face fiecare, și se regăsesc în puterea lor. Da? Și în momentul acela în care el își crește doza de masculinitate, ea își crește doza de feminitate și se regăsește ca femeie respectiv ca bărbat, de fapt întâlnirea lor erotică abia atunci începe. Deci se poate și așa, nu renunțați. Cineva răsflă ușurat acum, nu știu, simt așa, să le gândesc sau de asta. Și că de se mai poate, da, se mai poate. Știi tu pe cineva acolo, da. Exact. Așa. Da, deci se poate și după, dar în general această atracție fizică este mai de la început, în peste poate 70% din cazuri. Așa, întrebarea mea mai directă era dacă tu ai recomanda ca cineva să intre, ca două persoane să intre în relație dacă nu sunt atrase din punct de vedere sexual unul de celălalt. Adică tu, Ovidiu, ai intra într-o relație cu o femeie de care nu ești atras din punctul ăsta de vedere sau care nu te trezești din punct de vedere sexual în ideea că e inteligentă, că e mamă bună, că și așa mai departe. Dacă nu-mi place deloc sexual, eu nu intru într-o relație, dacă nu-mi place deloc. Dar acum și asta nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc de ce? Că are 100 de chile? Sau că... Nu, dar există și persoane care e nu că sunt, e chimie. Nu e chimie. Și există persoane care nu sunt efectiv compatibile din punct de vedere sexual. Da. Adică... Bine, acum compatibilitatea se testează. Da, normal. Deci în cazul ăsta întâi aș testa, ca să spun drept. Dacă îmi place foarte mult... Îți dai seama, ai testat și îți dai seama că nu... Dacă nu este, nu este. Și gata. Adică... încerc acum să mă gândesc și la excepții, însă nu prea sunt foarte multe. Dacă ai testat deja, nu ai compatibilitate sexuală, nu ai chimie, nu o să meargă relația. Da, și tot timpul o să cauți în exterior să împlinești ceea ce nu primești în relația de cuplu. Sau mai grav, nu cauți, nu cauți și... și te frustrezi și o frustrezi și pe aia și aveți o relație superbă toxică. Da. Da? Deci nu, fără un pic de compatibilitate sexuală și o chimie, o atracție, e complicat. Și că veni vorba de compatibilitate. Știi că, după cum am vorbit și mai devreme, oamenii înainte se căsătoreau fără să aibă vreo experiență unul cu celălalt din punctul ăsta de vedere. Tu ce ai recomanda acum?
că sunt destul de mulți tineri care ne urmăresc, să te căsătorești fără să ai această experiență cu glumești partenera ta? Nu. Te căsătorești în momentul în care ai toate experiențele, cu mențiunea că astăzi nu mai trebuie să dureze o veșnicie. Uh-huh. Deci nu mai rezonezi nici cu chestia să stați vreo 2-3 ani împreună, 5 da, ani, 7 da, ani. Da, da, nu. Da, da. De-aia suntem mai inteligenți, de-aia suntem deschiși, uh-huh, să ne cunoaștem mai repede. Nu te descurci, mergeți la terapeuți, fraților, mergeți la specialiști, la ce vreți voi, nu neapărat la mine, la psiholog, la coach, la cine te ajută, la cine rezonezi tu să intre mesajele, ca să te cunoști. Nu am nevoie astăzi de 1000 de ani, mai ales dacă ești o persoană matură, uh-huh, da? Să cunosc cealaltă persoană și să o simt și să-mi trăiesc experiențele. Azi ești, mâine nu mai ești. Așa. Da? Eu nu zic, fii responsabil și pun un râm mare la responsabil dacă vrei să faci copii. Uh-huh. Acolo mă mai verific de mai multe ori. Dar să intri într-o relație sau chiar să mă și căsătoresc, nu am nevoie de 1000 de ani dacă eu aia simt. Și dacă pentru tine este căsătoria sau o relație clasică, poftim. Da. Nu. Intră, cunoaște întâi, deci trăiește experiențele astea, dar mai repede. Exact. Adică nu mai stăm ca pe vremuri, ce să fac acum, să-ți ridic de 1000 de ori Batista de jos ca să-ți văd glezna, hai să fii serios. Eu înainte când mai discutam cu diverse persoane și ziceam că e necesar să-l cunoști și pe celălalt din punct de vedere sexual, hey, cu cât mai repede, cu atât mai bine, îmi ziceau, oh, păi stai o secundă, că unde e curtare? Stăierii. Da, ok, trebuie să existe ritualul ăsta, dacă simți nevoia. Poate să existe, însă... Da. Să nu dureze, cum ai zis tu, 2 ani, da, ca peste 2 ani să ajunge să faceți sex, dar și să-ți dai multe, seama... Nici foarte multe săptămâni luni. Ba, așa. Și apoi să-ți dai seama că ai stat atât și nu merge de nicio culoare, adică da, nu... Nu. Am învățat lucrul ăsta de la o... A fost o iubită de-a mea absolut superbă și foarte tânără, una dintre puținele femei mai tinere cu care am stat la vremea respectivă, era acum mult timp. Și a spus așa, de ce să aștept, uh-huh, să mă îndrăgostesc de el, da, și după aia să văd că sexual e praf? Exact. Mi-a făcut rău și mie și lui. Deci acum, da, eu nu spun, du-te din prima seară, du-te din a cincea, că mai bine și mă întreb, Dina, cât e bine să mă culc? Privește întrebările astea. Când simți, da, exact, simți, exact. Tu faci ce simți, e corpul tău, sunt emoțiile tale, trăirile tale. Da. Trebuie să-ți zic altcineva când să faci, adică... Da. Deci faci când simți lucrurile astea și în niciun caz nu prea târziu. Da, dar cred că ar trebui să precizăm aici pentru cei care sunt foarte tineri și ne ascultă că... actul sexual sau relația sexuală începe acum de la vârste destul de fragede, știu, cred că unii copii încep și de la adolescenți, de la 14-15 ani și cred că aici aș avea câteva lucruri de spus în sensul că da, nu m-aș duce să fac sex de la 14 ani, asta aș mai aștepta și nu aș experimenta cu foarte mulți parteneri, adică aș începe să fac asta abia după ce știu că sunt responsabilă în totalitate de corpul meu, de emoțiile mele, de ceea ce gândesc, adică că devin un pic mai matură și poate aș începe, nu știu, măcar de la 17-18, la modul ăsta. Uite, tot ce am spus acum e pentru, ce am spus pentru 18 plus. Da, 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 clar. Dar foarte, îmi place foarte mult și mulțumesc că ai ridicat mingea asta la fel, pentru că și eu am clienți copii. Uh-huh. Eu am de la da, 8 și ani, nu... 7 ani până și în adolescenți, unde este o perioadă mai critică. Da, da. Acolo, da, recomand și eu o cumpătare, uh-huh, o înțelepciune, exact, cu mențiunea că, dragi adolescenți, copii, sau cum vă considerați voi, aveți timp. Exact, este timp, adică e nu... E timp. Da. Zeci de ani o să faci sex, nicio problemă. Da. Aici însă este nevoie de o educație în ideea de conștientizare, uh-huh, a efectelor sexului, exact, ai să spunem, irresponsabil, da, cumva. Da, da. Aici este o nevoie de educație încă dinainte de, uh-huh, a ajunge copilul la adolescență, pentru că am copii care, pe care eu, prin meseria mea, educ în zona asta sexuală, care au 9, uh-huh, ani, 10 ani și înțeleg, să știi, normal, și vor fi foarte bine, da, și am adolescența, apropo, adolescența nu mai începe la 14 ani, de la 12 exact, ani, gata, da, da, așa, care sunt deja afectați pentru că au avut niște experiențe sexuale, mm-hmm, sau pentru că nu înțeleg nici de ce se abține, nici de ce să nu se abțină, mm-hmm, sunt într-un tumultum, așa cum este adolescența, hormonal și nu numai, și acolo le explic care pot fi consecințele, uh-huh, și pozitive și negative. Negative. La ei trebuie să fie clar, de obicei nu folosesc eu cu bine și rău, dar la copii, da. Da, trebuie să le, da, explici de alt pe negru. Explică clar și atenție, dragi părinți, nu le explicați doar consecințele negative, că atunci nu o să ai credibilitate. Uh-huh.
Normal. Adică dacă numai sexul rău, super, mi l-ai făcut client peste când e mai mare. Exact. Nu, da? Deci le explic, înțeleg, uh-huh. le explic inclusiv din punct de vedere anatomic, apropo de diverse alte forme de sex uh-huh. cu penetrare la o vârstă fragedă care nu este recomandată din punct de vedere medical, ce puțin nu la momentul acela, pentru că organismul, de exemplu, unei fete, cum pot să-i spun încă femei, nu este dezvoltat și ei dacă explici, ea înțelege. Uh-huh. Și atunci mă întreabă, bun, și cum pot să-mi trezesc relația cu el? Și îi dau soluția acolo. Uh-huh. Da. Da? Deci îi dau soluția acolo și îi spun și în cazul în care totul se întâmplă, cam care este abordarea. Da. Dar, cumpătare, aveți răbdare? Că aveți timp, asta e. Aveți timp. Ai timp. Și nu vă bateți joc de corpul vostru. Exact, asta e. Pentru că e foarte important. Hai să discutăm un pic și despre numărul de parteneri pe care nu, pe, că nu zicem noi cât ar trebui să fie. Nu discutăm noi despre asta, dar ce implică un număr cât mai mare de parteneri pe o perioadă scurtă de timp? Adică ce se întâmplă și din punct de vedere spiritual, pentru că în momentul în care ai actul sexual, tu te conectezi nu doar cu partenerul, ci și cu ce vine la pachet din punct de vedere carbonică, exact, da, da. Așa este. Aici vreau să fac o precizare. Pe de o parte, acum dacă s-a întâmplat odată un one night stand, nu i-ai luat toată karma. Nu, și e perfect ok. Dacă simți nevoia, n-ai avut o relație de mult timp, simți nevoia să faci asta, da, nu vrei să intri într-o relație, go for it, știi? Da. Însă, într-adevăr, din punct de vedere și energetic și spiritual, este o influență și poate să fie o tulburare energetică în momentul în care ai prea mulți parteneri deodată. Da. De ce? Intri în contact, cum ai spus și tu, cumva cu energiile lui, cu toate situațiile lui de viață. Unul e supărat, altul nu e, altul gândește complet diferit, gândește că atunci când rulezi acești parteneri, tu de fapt nu mai rezonezi cu toți. Exact. Nu alegi ca pe un partener pentru o relație clasică. Da. Și atunci intri în disrezonanță cu tine însuți. Deci schimbul ăsta de energie se întâmplă. L-am făcut și eu, dar să zic așa, mi-a plăcut, dar nu mi-a plăcut după aia. Te cam golește așa, te stoarce de energie efectiv după asta. Ești așa ca un mor din ăla care s-a ofilit înainte de termen. Exact, da. Mai mult decât obosit, ești un pic în ceaț. Da? Și aia nu este doar că ești obosit fizic, ai făcut foarte mult sex. Este vorba că ai intrat în contact intim cu atât de multe energie cu care tu n-ai nicio treabă, de fapt, și nici nu-l cunoști pe ăla. Da. Da? Și zbruiază efectiv. Zbruiază tot când pune te îți afectează, hai să zic și medical, că dacă tot am format medical, îți afectează funcția cognitivă. Pentru că toată energia ta se duce în altă parte, ești așa, ca un motan din ăla pierdut în spațiu. Exact. Da? Și poate ai și altă treabă, mai e și job, mai e și... Da, trebuie să te mai concentrezi și în alte direcții, că mai e și altele deci, de făcut. Dacă vrei așa ca experiență, ok, dar vezi că sunt consecințele astea și din punct de vedere energetic și spiritual, nu este recomandat să rulezi atât de mulți parteneri într-un timp scurt. Da? Nu văd lucrul ăsta decât mai degrabă ca pe un fetiș. Ok, vreau să fac asta, să văd cum este. Da, vara. Dar nu, vara asta. Vara asta, uite, îmi propun, gata, hai. Că ești într-o relație de 5 ani și nu știu ce. Dar altfel nu. Deci nu este benefic energetic, asta este clar. Și din punct de vedere spiritual, cumva te îndepărtezi puțin de la tine pentru că accepti în intimitatea ta persoane care n-ar trebui să intre atât de aproape. Da. Adică, nu vreau să folosesc chiar cuvântul cu murdar, dar cumva din punct de vedere energetic îți pătezi aura. Da, exact. Chiar e foarte funny. Exact așa e. Adică exact așa se simte. Exact. Da. Ce repercursiuni are o relație extraconjugală din punct de vedere sexual în relație de cuplu? Adică ce se întâmplă între cei doi parteneri de cuplu când unul dintre ei merge și în afara relației? Păi de obicei nefavorabil, evident. Pentru că este o înstrăinare a unei părți din energia de cuplu. Da, mai mult din punct de vedere energetic, fizic, în câmpul fizic, știm cu toții ce se întâmplă. Ieși afară și ne simțim divorțați și așa mai departe. Da. Sau din potrivă. Sau din potrivă, mai sunt și cazuri, că m-am gândit și la asta, sunt și cazuri în care unul dintre parteneri acceptă chestia asta pentru că el nu mai livrează asta. Da. Dar altfel, evident că în momentul în care ai o relație extraconjugală, acum sunt două tipuri.
dacă este o relație extraconjugală bazată doar pe sex sau sunt și emoții acolo. Uh-huh. În relațiile extraconjugale bazate doar pe sex, de exemplu, unul dintre parteneri are un amant-amantă, vreo 3 luni să zicem, și face sex și atât. Uh-huh. Nu se implică. Acolo consecințele pot fi mai mici, cum menționam, să nu se afle. Da. Da. Dacă se află, tot vor fi. Dar sunt mai mici decât în momentul în care, și aici, apropo de termenii ăștia cu care eu nu rezonez foarte tare, înșelat, ce înseamnă? Că pe cine înșeli la urmă. Pe cine înșeli și dacă înșeli și cine decide ce înseamnă înșelat ăsta, nu știu. Dar eu mă întreb clienții, ce înseamnă că te-a înșelat? Înseamnă că a făcut sex cu cineva sau înseamnă că de fapt are o relație cu altcineva? Uh-huh. Ei, în momentul în care are și o relație și este implicat emoțional, te-am trebuit, dar imediat te las, acolo lucrurile sunt grave. Pentru că tu nu ești integru, nu ești autentic în primul rând cu tine. Uh-huh. Adică nu e doar situația, da, uite, am un fetiș, vreau să fac ceva, soția nu face, mă duc la alta, am rezolvat, am venit acasă, sunt ok. Apropo că ai zis de asta, eu nu înțeleg de... Acum nu vreau să îmi aruncă cineva cu cuțite în cap prin ecran, dar de ce stai cu o persoană care nu vrea să experimenteze, adică nu mă accept așa cum sunt și ok, dar hai măcar o dată să... Nu, e dorința mea, măcar o dată, hai să vedem cum e, dacă nu-ți place, da, nu mai facem, știi? Da. Dar așa să mă refuz din prima, e ca și cum sunt defect, am o problemă, gândesc greșit, știi? Și... Asta înseamnă acceptare, da, a partenerului, care este foarte gravă în cuplu. Da, păi tocmai de asta, de ce aș sta cu cineva care nici măcar nu-și dorește să cunoască nevoile mele, știi? Dar să le mai și satisfacă. Am căutat acum rapid prin arhiva clienților mei și am găsit vreo 2 exemple de ce stai, că e așa, exact ce am trăit și de ce stai, ca să înțeleg normal. Și au spus că stau pentru că o iubesc și unul a spus și pentru că o iubesc și pentru că am copii și că în rest suntem ok. Am auzit și asta. Știu o persoană, mi-e greu să zic cliență, persoana cu care am lucrat a stat 7 ani și făceau sex o dată pe lună sau de 2 ori într-un caz fericit, dar a stat 7 ani cu persoana respectivă până a ieșit în afara relației și în cele din urmă i-a aflat și au divorțat, dar 7 ani să faci sex o dată pe lună, deci mie mi se pare... Cu siguranță este cineva acolo care ne privește acum și zice, a, odată până e bine. Da, sigur este și persoana care... Da. Da. Dar de ce stai? Că în primul rând nu ești, nu știu, nu te respecti pe tine, nu ești sincer tu cu tine și cu nevoile tale. Și de frică. N-ai încredere în tine. Da, mai degrabă asta. Nu ești asumat și eu am persoane care stau doar de gura lumii. Bine, asta mai vine și... cu rănile emoționale pe care le avem și dacă ai o rană de asta de respingere, ți-e frică că în momentul în care o să-ți spui nevoile o să fii respins și nimeni nu o să te iubească și așa. Asta mai am spus departe. De frică. Da. Nu judecăm pe nimeni, fiecare le are pe ale lui și trebuie să lucrate, dar asta este mesajul. Nume, lucrați, nu stați. Așa cum ai buget ca să cumperi apă plată, trebuie să ai buget pentru dezvoltarea ta personală, spirituală, care vrei tu. Și să nu trebuie să mergi neapărat la terapeut dacă nu ai bani de asta. Adică, da, asculți un podcast, citești o carte. O să fie și autoeducație, dar dacă arde, eu zic, ba da, mergi la un terapeut. Și nu spun că sunt terapeut sau că tu ești terapeut, dar ideea este că dacă arde, tu ești în ceață, nu o să vezi clar. Asta așa. Dar până la ceața aia, hei, podcast, emisiuni, cărți, articole. Dacă ai, uite, eu sunt foarte deschis, chiar că am voie mai devreme spre religie. Poate e un duhovnic mai modern. Eu știu și deci așa. Sunt, dar... Și că sunt, dar nu te cred. Sunt, dar că... Da, nu vreau să intru în discuția asta, că nu vreau. Sunt persoane care... Eu cunosc 2, nu 100. Asta zic. Nu, 100. Și care e șansa să-l numerești pe unul din cei 2, știi? Mică. Da. Da. Am zis, adică ideea este în orice caz nu sta. Da. De ce? Pentru că chiar dacă te duci acolo, chiar dacă nu nimești, chiar, măcar te eliberezi un pic. Da. Nu rezonezi să iei povețele prost înțelese, niciun caz, că doar am vorbit mai devreme. Dar mergi undeva, pentru că poate acel cineva îți face cunoștință cu altcineva, un psiholog, nu știu, te împrietenești cu el. Și știu persoane care, dacă nu pot să te ajute, recomandă pe altcineva, mergi, că eu cunosc o altă persoană care se ocupă cu asta, o să știe să-ți dea răspunsul și să te ajute, știi? Adică... Absolut. Da. Dar să stai 7 ani totuși. Adică și o lună e mult. Păi, și... Poate că sunt oameni care au stat o viață, ce 7 ani? Da. Gândește-te că sunt oameni care au stat o viață. Asta e trist.
Da, exact. Așa simt și eu. Mi se pare foarte trist. Da. Este foarte trist. Nu, nu este de stat. Fă-ți viața, orice ar fi. Nu sta, mai ales astăzi, într-o era mișcării. Da. Adică integrăm fast food, fast sex, fast nu știu ce și nu integrăm fast solving life. Exact. Haide! Adică curaj. Da. Poți să ai. Iar partea sexuală, nu uita, este și un act energetic, și un act fizic, și un act spiritual și este o exprimare a ta și a relației tale. Da. E simplu. Dacă nu... acum vorbim că este misiunea în zona asta, să zic, de interacțiune sexuală până la urmă, dar și cei care nu sunt activ sexual, da, până la mai sunt și oameni de alte vârste, uh-huh. Dar energia sexuală nu înseamnă doar sex, înseamnă, îi spun partenerii mele ce bine arată, uh-huh. Văd că s-a vopsit, da. Bărbați care se vopsește ia verde fluorescent în cap și el nu vede. Da? Acolo chiar de ce mai stai, știi? Asta spun, adică, hei, stăm doar că este o frică de schimbare. Yeah. O înțeleg, însă nu este favorabilă. În niciun caz. Nu, n-ai de ce. Deci nu minimalizați, și mi-a plăcea după podcastul ăsta să înțeleg asta, nu minimalizați importanța actului sexual. Mm-hmm. Că nu e vorba doar despre sex și sexul, da, contează foarte mult, yeah. Fără doar și poate. Punct. Eu mai am o curiozitate. Înainte să intri într-o relație, pentru că sunt și adolescenți care își găsesc partenerul, se căsătoresc după facultate imediat sau încă sunt împreună din perioada facultății fără să experimenteze și alte persoane, fără să vadă ce înseamnă să fii cu altcineva. Tu ai recomandat genul ăsta de relație? Pentru că din punctul... Să se căsătorească sau ce? Da, pentru că din punctul meu de vedere te ajunge curiozitatea din urmă, știi? La asta se rezumă. Eu nu am recomandat niciodată asta. De ce? Pentru că este bine să ai o experiență, uh-huh. De viață, totuși înainte de a lua niște decizii. Există și excepții, da, zic și eu ca tine, câte? Da. Eu cunosc unul singur. Nu cunosc niciun. Mă așteptam. Așa. Dar nici exemplul meu, excepția pe care o cunosc eu, încă nu este relevantă, că viața lor nu s-a terminat. Uh-huh. Nu știu ce o se întâmplă. Da. Nu recomand așa ceva sub nicio formă. Și, dar acum nici nu zicem că trebuie să se despartă doar pentru că sunt împreună, știi? Adică, dar nici nu lua decizii din astea pe repede înainte, adică să te căsătorești la 23 de ani sau mai așteaptă să vezi, pentru că mie, cel puțin la mine, într-un fel gândeam la 21, la 23 și într-un fel gândesc acum, adică e total diferit dacă aș fi fost cu partenerii cu care eram la 23 de ani. Da. Doamne ferește, știi? Adică da, eram, da. Știu ce zici. Nu, eu nu recomand. Nu recomand o grabă. Eu recomand să ai o experiență. Și să vrei să te cunoști. Ori, cum să te cunoști tu la... Și eu cât mă cunoșteam la 20 de ani. Exact, asta e. Sincer, acum. Nu de alta, dar nu mă interesa. Uh-huh. Deci nu ai interesul ăla atunci. Da. Eram la 20 de ani și pe senzații, și pe trăiri, ești, uh-huh, sus pe bar, cum s-ar zice. Ai alte obiective. De aceea nu recomand. Pe de altă parte... cu siguranță că am văzut oameni care se dezvoltă în cuplu în timp. Uh-huh. Da, nu cred că trebuie neapărat să am 20 de ani și pentru că îl iubesc și mă iubește și da, sincer să mă căsătoresc, să faci un copil pe la 21. Da, eu personal nu recomand. Acum fiecare face ce simte, ce dorește, dar atenție, nu recomand, ca să fiu așa foarte profi acum, nu recomand să te căsătorești până nu te cunoști destul de bine, uh-huh, pe tine. Ce-ți place? Ce vrei tu de la viață? Nu neapărat din punct de vedere sexual, din toate punctele de vedere. Dar pe lângă asta, mie mi se pare că la baza infidelității și că oamenii, da, nu prea sunt monogami și așa mai departe, dar mie mi se pare că oamenii ajung să fie monogami în momentul în care au experimentat și au dat seama că e același lucru, știi? Adică nu că una e blondă, că una e brunetă, că una e roșcată, adică energia sexuală dintre două persoane, dacă e ce trebuie, e cam aceeași. Dar tu n-ai cum să știi și normal să fii curios, nu? De asta, absolut, vezi și atâtea femei, de exemplu, femei în toată firea, la 40 de ani cu copii acasă și mai departe, care n-au experimentat și salivează după un bărbat pe care îl văd, nu știu, într-o telenovelă sau știu eu. De ce nu faci asta, știi, treptat și stai cu gândul că acum nu sunt căsătorită, nu-mi permit, nu pot, adică o să mori așa, fără să știi despre ce e viața. Unii așa și mor, treaba lor. Dar ideea este că așa este, nu, e nevoie să experimentezi. Uh-huh. Astăzi vremurile îți permit, nu mai ești nici judecat, slavă, da, Domnului, da, chiar poate ne-am dus puțin într-o altă direcție ca societate. Poți să faci asta și nu mai ai nicio scuză să faci asta. Deci dacă vorbim mai ales de oamenii tineri, uh-huh,
nu ai voie să nu ai experiență de viață, pentru că o poți avea foarte rapid astăzi. Iar ai spus foarte frumos că în momentul în care de fapt ai o maturitate sexuală și ai experimentat, exact, că atunci ai o maturitate după ce ai experimentat, exact, o să vezi că poți să fii și monogam. Exact aici voiam să ajung. Știi că despre asta e vorba, că noi toți zicem că nu suntem monogami. Păi unii dintre noi nu mai sunt monogami pentru că n-au trăit la momentul potrivit, s-au căsătorit după al doilea partener și ia de aici, adică... La un moment dat m-a întrebat cineva ce, cum ar fi potrivit să fie un bărbat pe care îl alege ca să fie monogam, i-a spus să-și fi trăit viața. Da, exact. Sau măcar viața. Să fie avut trei parteneri la viața lui, știi? Mai mult. Nu, dar zic așa. Adică sau trei parteneri consistente. Așa. Exact, consistente cu care să aibă relații, să fie experimentat. Una, una blondă, una brună, una roșcată, ca să, cum ai zis, să nu mai... Să acoperim toată gama. Da, adică ideea este că nu recomand eu bărbații, mai ales femeilor, nu recomand bărbații care nu și-au trăit un pic viața, adică care n-au experiență. Pentru căsnicie, pentru a avea o relație, pe termen lung vorbim. Pentru restul, da, e ok, nu-i problema. Da, nu. Avem posibilitatea astăzi să alegem. De-aia ai și cap și minte. Și suflet și de toate, că s-au găsit, am zis eu minte și am arătat că trăim, dar asta pentru că recent am zis că s-au găsit celule formațiuni neuronale. Dar zic că e important. Și am arătat și am zis minte și am zis bine, pentru că sunt formațiuni neuronale asemănătoare și cu cele găsite în creier, în zona inimii. De-aia când simțim aici. Da. Ascultă-ți inima. Tu nu poți să simți fără să percepi de fapt o informație. Deci aici e un fel de creier. Da? Și s-ar putea să mai găsim. S-ar putea să mai găsim până în stomac. Până, exact, știi? Da. Și în stomac. Da? Chiar. Deci acolo. Da. Deci avem vreo trei creiere, dacă ar fi să o luăm. Și să le ascultăm. Corect, care ne transmit lucruri. Da? Și niciunul dintre ele nu-ți transmite să te căsătorești virgin și niciunul dintre ele nu-ți transmite să nu te bucuri de viață așa cum vrei tu și niciunul dintre ele nu-ți transmite că e păcat să faci sex și e murdar și că trebuie făcut numai într-un anumit fel sau altul. Iar în momentul în care ești în acceptare față de tine, o să-ți fie mai ușor să fii în acceptare față de celălalt. Și mai spus tu, mai poate nu ai o plăcere, dar încearcă măcar o dată. Ce impact are acest acel odată în relație? Adică, eu sunt bărbat, să zic că vreau ca partenera mea să facă o anumită formă de sex, ea nu e fan. Dar acceptă, cum zici tu, o dată, de două ori, o vezi, mă rog, ne fiind fan, nu știu, nu se întâmplă senzațional. Dar eu ca bărbat, ce decodez? Decodez faptul că ei, da, exact, faptul pasă că ei de... pasă și că mă acceptă, domne, așa cum total, cum sunt, da? Chiar și când îi place mai mult, chiar și când îi place mai puțin. Și am rezolvat-o, pentru că nici eu nu o să te mai împing în zona aia, sau ce simt foarte des, sau poate chiar deloc, să faci ceva ce știu că poate nu-ți place prea tare. Dar putem încerca psihologic ceva mă simt să... bine. Da, dar putem încerca ceva sau să găsim lucruri care ne plac amândurora, adică nu... Da. Trebuie să polenizăm, să zicem asta îmi place, asta nu-mi place. Hai să experimentăm și vedem ce ne place din gama asta pe care o avem. Exact. Da. Deci comunicați și experimentați. Da. Zic simplu ar trebui să fie. Ovidiu, foarte fain. Foarte fain subiect și foarte faină discuția. Îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp și ai cu fost de acord drag să porți această discuție cu mine și sper din suflet să ajungă la cine e nevoie, pentru că e nevoie. Eu sunt convins că va ajunge și o să dau share la toată lumea la subiectul ăsta, pentru că au avut ocazia, din punctul meu de vedere, să vadă până la urmă un bărbaș și o femeie. Da, exact. Care de au... vorbă lege și luați exemplul ăsta. N-ați observat nicio grimasă, nicio inhibiție și, hei, e un subiect de viață. Așa cum vorbim despre cum să ai un job mai bun. Da, da, corect. Simplu. Despre cum să ai o inteligență emoțională, despre cum să te cunoști și mai departe. Exact, așa trebuie să integrăm și viața sexuală în viața noastră de zi cu zi, pentru că e la fel de importantă. La fel de importantă. Da. Nu mai puțin. Îți mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Te aștept și data viitoare, poate vorbim despre suflete pereche, știu eu. Vorbim. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, ați urmărit Loving Podcast, pe data viitoare.